Salut, salut și bine v-am găsit, oameni buni, la un nou episod și de data aceasta avem aici LEGO Star Wars The Skywalker Saga, jocul LEGO Star Wars pe care îl așteptăm cu toții de foarte mult timp și uite că în sfârșit a venit ziua în care să putem juca jocul acesta. Haideți să trecem direct și să vedem despre ce este vorba. Nu vreau să merg la setări, te rog, întoarce-mă înapoi. Jocul ăsta mi-a făcut multe figuri. Hai mă, new game, o să dăm pe new game. Jocul ăsta mi-a făcut multe probleme, am încercat să filmez de vreo 3 ori, m-am jucat, cred că 20 de minute și după aia filmarea nu a ieșit, ceea ce nu este deloc plăcut, dar o să mai încercăm încă o dată. Și dacă vocea mea se aude puțin cam ciudat, ei bine, nu filmez cu OBS, filmez cu Nvidia GeForce Experience, cu care filmam eu mai demult. Și faza nașpa este că nu știu de ce, când filmez cu programul acesta, vocea mea se aude puțin mai ciudat, se aude S-ul puțin mai pronunțat. Sper să nu vă deranjeze, dar pentru început vom filma așa până rezolvăm problemele tehnice. Și după cum vedeți, jocul acesta conține toate cele 9 filme Star Wars. Toate filmele sunt acoperite în jocul acesta și văd că putem să începem ori cu primul film, ori cu episodul al 4-lea. Bine, normal ăsta este primul film, dar dacă este să luăm în ordinea cronologică a poveștii, vom începe cu episodul 1 și haideți să pornim acest episod. Sper să iasă totul ok și dacă mai vreți episoade, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua. Melodia epică a orchestrei de la Londra, compusă de John Williams, melodia asta și... dacă nu mă înșel, și tot soundtrack-ul de la Star Wars și nu numai, și de la Jurassic Park și de la Pirații din Caraibe și foarte, foarte multe filme sunt, foarte, foarte multe melodii din filme sunt create de John Williams, mare compozitor. Scrie aici Adita mai cârnațul de poveste. Cred că nu e nimic a schimbat. Cred că e exact ce apare la începutul primului film. Sper să nu-mi iau copyright, dar nu cred că e cu copyright muzica asta. Mă gândesc. Închei melodia dintr-un film. Nu știu, așa ar fi normal. Și uite că avem și naveta asta. E a treia oară astăzi când am de-a face cu nava asta, sper să fie totul ok. Și-a joacă Darth cu poza lui Padme. Hai că nu e deloc suspect. E bine că avem voice acting, ca lumea nu avem din alea cu ha, cu a, cu a. Bine, n-am mai avut de mult chestii din alea, adică erau jocurile LEGO vechi, cum ar fi primul joc LEGO Star Wars. Și mamă cum se mișcă naveta asta. Stânga, dreapta, sus, jos, e sensibilitatea foarte mare, dar nu e problemă. Putem băga și boost, văd că ne putem și roti. Double tap to boost. Click to shoot, dar nu vrem să tragem încă în ăștia. Ok. Do you want to land here? Land. Fain, frumos. Aterizăm și... am coborât. Și cea mai tare fază la jocul ăsta este că perspectiva este total schimbată. După cum vedeți, vedem totul din third person. Când mișc mouse-ul, se mișcă și camera, adică nu e camera aia fixă pe care o vedeam în jocurile precedente. Pot să iau chestii, pot să le dau în cap lui Obi-Wan, pot să le arunc în tavan, pot să atac de pe click, să aleg de pe shift, deci sunt foarte multe chestii schimbate față de celelalte jocuri cu LEGO. Văd că pe control se schimbă caracterul care jucăm. Și hai să stăm de vorbă cu ăsta. Suntem onorați de vizita voastră, domnilor ambasadori. Chiar sper să se audă sunetul cum trebuie. I still have a bad feeling about this, you know.
Măcar programul ăsta nu-mi face probleme cu frame rate-ul și cu alte treburi. Master Yoda said I should be mindful of the future, but not at the expense of the moment. Be mindful of the living force, young Padawan. Yes, master. This way, ambassadors. Nu te gândi prea departe, Obi-Wan, nu te stresa. Urăsc NPC-urile astea care merg atât de încet și trebuie să stai să mergi la viteza lor. Mamă, ce-a bubuit ăla. Da, 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 sigur, sigur o să vină ăștia în scurt timp. Hai că știm noi care, cum stă treaba pe aici. Aha, deci aici am învață cum să mișc treburile astea. Văd că și cu mouse-ul le putem mișca. Pac, și încă un scaun aici. Aha. Guess-em. Vor să ne gazeze ei pe noi. Ne invită la masa lor și... Ia. A, uite ce iese de acolo din ventilație. Și-o mai și intra peste noi. A, deci până la urmă asta a fost problema, că nu s-o înțeles ăia. Unul a vrut să ne gazeze și unul a vrut să ne împuște și... Dacă doar ne gazau, cred că nu mai scăpam de aici. Și sistemul de combat e destul de calume realizat. Vezi și voi că sunt foarte multe mișcări, uite, pot să-și resping gloanțele. Pot să-și arunc cu sabia, ia să le dau din asta în cap. Unde m-au plecat? Pac! Hai mă, uite ce dodge-o dat nebunul. Un droid se ferește de sabia mea. A, avem un din ăsta serios. Un din ăsta cu scut. Ăsta trebuie să-l iei de aproape. Și că mi se păreau așa de... de periculoși ăștia când mă uitam la Clone Wars. Și avem și bară de viață acum și... inamicii au bară de viață. Uite mă că îmi dă el cu... Bă, da. Nu pe F atacam? Nu putem ataca și de pe F? Sau doar de pe Q și pe A? Deci de pe Q și de pe A ataci standard și văd că de pe click arunci cu sabia. Mamă, ce-am făcut aici, dezastru. Foarte mulți bănuți. Dacă mai aveți episoade cu jocul ăsta, spuneți-mi în comentarii și dacă văd că se vor strânge foarte multe like-uri, vom continua. Fața e că nu garantez că o să fac tot jocul, sunt 9 filme și nu am atât de mult timp liber. Și în niciun caz nu-l vom face 100% cu collectibles, cu toate chestiile. Dar câteva episoade așa merge, însă dacă o să văd susținere maximă, vom mai face. Însă totul rămâne la latitudinea voastră. Și hai să mergem mai departe. Ia. O să le dau la ăștia de aici? Nu pot. Continue story. Yes, haideți să continuăm povestea. Am ajuns pe Naboo. Aici trebuie să salvăm pe... Opa. Mamă, cât de tare sunt navele astea. N-au mai făcut de mult un set cu o navă din aia. Un transportor de droizi. Eu... Tătu, tum, tătum. Tum, tum, tă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 t
păstrat umorul specific jocurilor Star Wars. Și hai să mergem mai departe cu tânărul Jar Jar Binks. Văd că și ăsta merge extrem de încet ca să nu... ca să ne plictisească el pe noi. Mi-arată să apăs... Ah, văd că avem o hartă. Asta e toată locația, oare? Haide, Jar Jar, mișcă-te.
Mamă, ce făptură avem aici. Poți să-i sar pe cap? Zi-te rog că poți să-i sar pe cap. Sari! Nu cred că poți să-i sar pe cap, a? Na, nu merge. Sunt foarte multe chestii de explorat pe aici. Ia să vedem. Nu o să stau să caut toate chestiile colecționabile și așa mai departe. Dar hai totul să vedem ce e pe aici așa de chestii. Uite aici niște chestii. Niște bănuți. Mamă, ce e asta? Ok. I-am stricat cuibul la bietul pterodactil, pterozaur, chestie. Branching out. Mission complete. Deci astea sunt niște chestii de colecționat. Vedeți că mai este una acolo. 1 din 1166. Wow. Vă dați și voi seama că sunt de multe. În niciun caz nu o să le strângem pe toate. Deci ce este? Ouălul ăsta? Cred că și-a lăsat ouăle aici. Și-a depus ouăle lui de extraterestru zburător. Ok, haide Jar Jar, du-ne. Du-ne la Gungani. Îl atacă pe știu ce pe Obi-Wan. Și uite că am ajuns în orașul subarvatic. Nu, nu te întoarce. N-am vrut să mă întorc, of. Mă mănâncă pe mine mereu să fac treburi de-astea. Zi-te rog că mă pot întoarce înapoi. Vreau înapoi. Dacă mă bag aici. To travel, yes, travel, mam. Mă gândeam că trebuie să încep iară cu episodul pentru a patra oară că făceam cliza. Și ne-am întors de data aceasta mai puternici. Și vii mă. Vezi, poate mă enervez și scos biuța. Big dudu. Ești într-un big dudu. Poți să-l călăresc? Oh, nu. Ce-i asta mă? Ah, poți să-i... Fii atent. Poți să-i vrăjezi mintea cum face un Jedi. Ia. Poți să folosesc pe ăsta? Văd că nu mai merge, toc. Deci cineva a închis bula asta lui. Deci ăsta ne dă side quest-uri, practic. Sunt foarte multe side quest-uri ca să obținem cărămizi din alea. Dacă vrem să le colecționăm pe toate și 1166 e content, nu glumă. Și cum aș putea eu să ajung înăuntru? Trebuie să spargă astea oare? Ia să vedem. Așa de curiozitate. Na, nu văd că se întâmplă nimic. Hai să mergem la misiune. Și să ne axăm pe misiunea principală deocamdată. Du-te Jar Jar. Trebuie să intru aici oare? Au închis ăștia ușa, mă, să nu intrăm noi. Ia să băgăm ăstea înăuntru. Completăm circuitul. Aici te simt oare? Haide Jar Jar, arată-mi drumul. Mamă, ce săritură făcut ăsta. Continue story. Yes, continue story. Ah, uite-l pe ăsta, preferatul nostru. Nu-i place Naboo lui. Mi se pare cei mai tari ăștia care fac așa. Boss Nas. Trebuie să mergem prin miezul planetei. Jar Jar Binks, more info.
Nu înțeleg ce buton îmi arată să apăs cu săgeata și cu liniuța aia. Pe aici trebuie să o luăm. Văd că mi-arată și pe hartă unde se află cărămizele astea. Deci n-ar trebui să fie neapărat ceva foarte greu, să stai, să cauți, să nu știu ce. Pur și simplu, misiuni secundare. Mergem cu submarinul. Na, avem nevoie de Jar Jar aici. Uite că putem jucaș cu Jar Jar. Văd că trage cu chestii Jar Jar, e periculos. Use. Ce-i asta, mă? Săgeată. 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 Bă, cât de deștept pot să fiu. Vă dați seama ce minigame complicat tocmai am făcut. Bigger fish, start level, yes. Îmi place foarte mult nava asta. Păcat că nu a fost... Bine, nava e submarin. Păcat că nu a mai fost făcut un set cu set cu nava asta, cu submarinul ăsta de mult timp. Unul dintre primele seturi Lego Star Wars era făcut cu submarinul acesta. Uite și peștele s-a periculos. Știu că erau trei pești, parcă. Era unul mic, mai vinea unul, mânca pe ăla și după aia încă unul mare. Pentru că întotdeauna este un pește mai mare. Shoot. Pot să trag? Left alt. Aha, deci cu alt și cu control mă ferez de limba ăsteia. E ceva acolo. Cred că e un collectible de la ea. Stai că m-a atins fraio. Dă-i mă cu bombe. M-a prins, m-a prins. Ok, deci ne-o dat ceva de mijl la ăsta. Dă ăla încoace. Doi din cinci. Da, nu cred că o să le putem lua pe toate, dar măcar încercăm. Așa de chestie. Mamă, întotdeauna e un pește mai mare. N-aș vrea să fiu în aceeași cabină cu Jar Jar Binks. Sigur nu miroase foarte frumos. Aoleu. Dă-i cu torpile! A, uite ce dojo fac. Ia dă ăla încoace. Deși banii aia dacă tot. Pasă control. Bănuții? Se că am ratat bănuții. Alt. Un pește și mai mare. Bine, ăla nu prea e pește, că e picioare, dar... E picioare, are picioare. Deși ăla încoace. Și uite că am ieșit la suprafață. Îmi place că scrie Lego pe pește, la fel ca pe piese. Și uite-o pe Padme, preferata noastră. N-are cum să nu-ți placă Padme și Natalie Portman. Orice film în care apare ea e tare. Ci că o să apară în nou film cu Thor. Asta o să fie interesant. Thor Love and Thunder. Acum nu știu dacă e pe bune sau nu. Ok, am deblocat free play, skip, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Mini kits, close, hai să mergem mai departe. Press, așa, eu nu știu ce simbol e ăla. E esc? Nu cred că e esc. Habar n-am.
ce... ce tastă de la tastatură ar trebui să fie aia? Poate și... Tab? E tab, mă, cred. Dar tabul nu arată așa, tabul are două săgeți. Caps lock, habar n-am ce ar trebui să fie. Left alt, left control. A, trebuie să cumpăr un upgrade din ăsta. Ok. Speedy sprint. To close the holo projector. Deci am cumpărat ăla ca să fugim mai repede, cred. Și chiar fugim mai repede acum. Deci avem și un sistem din ăsta de parcuri. Continue story. Yes, haideți să continuăm cu povestea să vedem. Chiar că fuge repede acum. Sper că vin și aia după mine. Hai că vin și ei. Oh, druizi. Luați băieți de aici. Sunt dita mai maestru Jedi și credeți că mi-e frică de voi. Uite-o pe Padme. Lăsați regina în pace. Natalie Portman pe viață, o apă cu prețul vieții. Am făcut și un combo pe aici, chestii. Foarte tare piesa aia. Știu că a apărut și într-un set la un moment dat. Cine deține piesa aia, deține puterea. Must take her to the Republic on Coruscant immediately. Hai, regină, mișcă. De ce toți trebuie să meargă așa încet? Îmi place cum alunecă, zici că e pe gheață sau ceva, zici că e un puc de hockey. Din ăla de hockey de masă cu aer. Hop, ia să aruncăm cu niște ghiveci întrânși. Deci cu sabia. Deci el cu click-ul doar o aruncă. Mie mi se părea că și lovește, dar eu apăsam de mai multe ori click și o și chema înapoi. Asta e faza. Deci dacă vreau să atac clasic, pe Q și pe E văd că atac. Hmm. Pot să fac și double jump. Opa, mai mulți băieți din ăștia. Ia două cutii încoace. Hop. Haideți, regină. Aoleu, nu cred că e idee bună să-i dau cu sabia peste cap. Du-te, du-te. Dă o cutie din asta încoace. O luăm cu noi, așa, din caz de orice. Oricum, mult mai tare faza asta, că se aseamnă cu un joc obișnuit. Nu... De multe ori parcă te pierdeai cu camera, nu mai știai unde să te uiți, nu știai unde ți-e caracterul băgat. Mai ales când trebuia să controlezi un vehicul sau ceva. Și era ciudat că nu era cu mouse-ul, trebuia să apeși pe... să țintești de pe taste și așa mai departe. Ok, și unde trebuie să mergem? Haide, prințesă, să mergi mai repede. A, trebuie să luăm nava asta ascuțită. Regina vine cu noi, hai că vine cu voi. Nu vine dacă sunt eu aici. Nu, F-ul cred că ataci cu F-ul numai când îți arată. Cred că e un fel ca să dai reversal, să te aperi sau ceva. Ăsta ce vrea? Ce vrea, mă? Ce are ăsta? Ăsta vinde chestii. E cămătar ăsta, nu facem afaceri cu el. Uite și un Naboo Starfighter de ăla sau cum se cheamă. Dacă sunteți fan din ăia Star Wars experți,
să nu vă înfuriați dacă mai greșesc niște nume sau ceva. Îmi place și mie Star Wars foarte mult, dar nu cunosc chiar toate detaliile, să zic așa. Însă îmi place foarte mult nava asta și nu cred că au făcut-o niciodată în formă de Lego. Pentru că e prea, prea lucioasă și prea scuțită, vedeți și voi că arată puțin ciudat. A, aici trebuie să apare, da, aici apare R2 pentru prima dată. Ține-te bine! Asta e, cum să zic, e ceea ce l-a consacrat pe R2-D2 în inimile noastre. Da, nu știu dacă e idee bună să... Nu știu dacă e idee bună să bei ăla, Jar Jar. Hai că poate borăște asta aici înăuntru, nu cred că e idee bună. O, și putem să controlăm ăsta acum. Mamă, putem să și tragem. Și trebuie să mergem înspre Mos Espa. Ok, să aterizăm pe... Mai pe la dos așa, să nu atragem atenția. Intrăm în atmosferă. Trebuie să fac eu ceva aici sau? A, nu, se duc ei. Se duc ei singuri în jos. Mos Espa. Știm locația asta mai bine din Boba Fett, The Book of Boba Fett, dacă ați văzut serialul. Probabil că l-ați văzut. Uite că avem și niște Benta, că tot vorbeam de... Tot vorbeam de Boba Fett. Like a Benta, cel mai tare mim. Hai că sigur nu știm că tu ești cu adevărat regina. Poți să călăresc? Mam, poți să călăresc un Benta. Nu, nu-l panica pe Benta, vreau să-l călăresc. Cancel. Sue. Mamă, like a Benta. Oh yeah. This is the way. Călărește Benta-ul. Oameni buni, ăsta a fost episodul de astăzi. Dacă mai vreți episoade, nu uitați să apăsați butonul de like. Și dacă voi vedea că se strâng multe like-uri, multe vizionări și că lumea îmi cere acest lucru în comentarii, voi face episodul al doilea cât mai rapid. Și dacă văd că lumea este entuziasmată și că mă atacă fanii înfocați pe stradă, atunci voi continua seria cât mai mult timp, dar asta depinde în funcție de voi. Noi ne auzim data viitoare, sper că v-a plăcut, la revedere!